să dăm drumul mai repede la cântat, că a început ploaia, îmi plouă în gură. Da. Era să-mi iau bătaie. Da? M-a amenințat, deci, dacă nu-i dau să buște, iau bătaie. Nu pot să le explic, exprim în cuvinte oamenilor de acasă, în ce fel miroase, dar nu mai pot de foame, de aici plec direct la un restaurant. Da. Mai, deci te rog frumos ca să nu facă fata pagubă la restaurant. Mai bine, da, când stă pe canapea, îi pregătesc un platouaș. Așa, fă un platouaș, ceva, acolo, o supică, o nu știu. Miroase excepțional și cu siguranță este un master chef. Iulian este unul dintre cei mai buni. Asta se știe. Mulțumesc, mulțumesc. Da, Crăciun frumos. Cum este, cum faci tu de Crăciun? Cum ai făcut de-a lungul timpului? Păi cam fiecare an suntem alături de familie, mai mult la Crăciun. Astăzi este și ziua fratelui meu. Și la ziua... mulți ani. Mulțumesc, e ziua e lui Ștefan, de naștere. Da? Azi ziua de naștere, da, bravo. Îl cheamă și Ștefan și este și ziua lui de naștere. Bravo, este la mulți ani. La mulți ani, să fie sănătos. La mulți ani, Geo, să fii sănătos. La mulți ani, domnul Ștefan, să fii sănătos, să fii iubit. Bun, și cum petreceți voi de ziua lui Ștefan, de Crăciun? Cum se face la tine în familie? Păi uite, câteodată petrecem cu Cristian Brancu. Foarte bine. La Prima TV. Așa, să rămână cu drag. E o plăcere și o onoare să petrec ziua fratelui meu alături de voi și să-i transmit la mulți ani de aici din platoul vostru. Neapărat, el sunt convins că ne urmărește acum, te urmărește pe tine și ne bucurăm să fim în familia voastră. Și nepoțica mea, Carmen Șerban, este și Ștefania. Și Carmen, pe micuța Carmen nu o știam, dar nu știam că e și Ștefania. Da, o cheamă și Ștefania pentru că e născută pe 3 ianuarie, e aproape de Sfântul Ștefan. Excepțional. Așa, și le urăm tuturor telespectatorilor care poartă numele Sfântului Ștefan la mulți ani. La mulți ani. Bun, Carmen, bun. Cum faceți voi? Lucruri frumoase de Crăciun, cum... Sarmale, mâncat, dormit, mai un joc, mai un remi, o cânți? Tablă. Ți se cere să cânți? Da, mai și când, numai că acum anul ăsta ni s-au cam tăiat toate, s-au anulat, s-au amânat unele și mai cântăm de Rebelion la Madrid. E foarte bine, mă refer la faptul dacă familia îți cere să cânți. A, cum să nu, am mai cântat și acasă. Și când nu mai pot, îmi ghit în sec aici cu omul ăsta, cu mâncarea lui. Serios, îmi plouă în gura. Deci, până să trăiască tata, Dumnezeu să-l ierte, de multe ori, nu de multe ori, dar de câteva ori, am montat boxele și mixerul în casă și i-am cântat. Asta vă gândeam că mi-aduc aminte că acum vreo 3 ani de zile, dacă nu 4 ani, am făcut o filmare, acum 3 ani mi se pare, o filmare la Câmpul Lung, la Marcel Pavel, da? Când era acum mama lui, Dumnezeu să-l ierte, cu toată lumea. După ce s-a terminat filmarea, s-a dat drumul la box. Că sora lui Marcel cântă, fratele lui Marcel cântă. Și a ieșit o chestie de, dacă nu trebuia să plec, era ambuscadă totală. Asta mă gândeam, că un artist, dacă e acasă, normal că te ești provocat. Păi nu de acolo am început să cânt, din casa aia. Normal, cânt cu plăcere, că nu cântăm doar pentru bani. Tu știi că eu primii 10 ani din carieră am cântat fără bani, pentru că nu credeam și nu speram că pot face bani din pasiunea mea numită muzică. Și abia după 10 ani am început să câștig bani. Cel mai frumos Crăciun de care ți-aduce aminte? Ce piesă? Toate au fost frumoase. Acum, de 2 ani încoace, ne lipsește cineva, ne lipsește tata. Da? Parcă nu suntem întregi, încercăm noi să fim veseli și tot ne lovește un pic de nostalgie, da? Ne lovește nostalgia și dorul și da... Ce să facem? Așa e viața. Așa e viața. Mergem înainte. Băi, mi-aduc aminte, trebuie să vă spun chestia asta, Moris, Iulian, Carmen. Uite, anul acesta mi-am făcut cadou, eu, de Moș Nicolae și să fie și de Crăciun de la mine, de la Georgeta Carmen pentru Carmen Șerban. Așa. Un pian. Un pian roșu, lucios, de firmă, e adevărat. Am foarte dat tare. Câteva mii de euro pe el, pentru că am început să fac cursuri de pian la Școala Populară de Arte din Vâlcea. Câte școli mai faci, măcar? Da, și fac și cursuri de canto clasic de data asta, tot la Școala Populară de Arte din Râmnicu Vâlcea, cu doamna profesor Camelia Clavac, o profesoară excepțională. Felicitări, foarte tare. Și mi-am făcut cadou un pian de... Nu, e foarte bine. Și cadou dă, ține și de Moș Crăciun și de Moș Nicolae. Da. Ține, că e mai scumpuș, am zis, împărțim așa. Asta voiam să vă spun. Mi-aduc aminte că aveam un prieten care era foarte bogat și este în continuare și avea o soție care își dorea tot soiul de poșete de-astea super scumpe și făcea, uite bă, uite-te la ea.
E o bucată de piele. De ce o costă mâncați? Aș gura ta 20.000 de euro că te uiți la ea. Ailaltă costă 3.000. Nu sunt aproape la fel. Mă, și fata îi spunea, nu înțelegi tu. Asta noi nu ne băgăm să fie primit. E greu de înțeles cum și noi femeile acceptăm nebunile din capul vostru, ale bărbaților. Ce și nebunie voi, avem? Și Iuliane, tu ce nebunie ai în cap? Să cucerească cea mai frumoasă fată aia, cu, da, cu mirosul de mâncare. Dar asta nu e nebunie, asta e realitate. Asta nu e nebunie, da, aia vine singur. Da, da, da. Uite, am o nebunie, să mă arunc cu parașuta în Dubai. Să știi, Cristica, niciodată n-am lucru. Dat... Stai o secundă, dacă vrei să arunci cu parașuta în Dubai, vezi că în Dubai e plină parașute, da? Bun. A, așa. Nici măcar o dată n-am viața mea. Închise sau închise? 2000 poposetă, deci mai mult de 1000, 1000 jumate nu m-am întins niciodată. Dar pentru okay. că la fel cum gândiți voi, bărbați, am gândit și eu de multe ori, băi, până la urmă, e o bucată de piele. Da. Și nu le cumpăr foarte des, dar îmi place să-mi fac din când în când cadouri. Da. Aș vrea, dacă îmi dai voie, pentru că încă mai sunt câteva zile până la Revelion, să invit fanii mei din Spania, din Madrid, la Revelionul unde cântăm acasă la Alcala, la doamna Ruxandra Ulici, organizatoare. Foarte frumos. Da. O să ciocnesc un pahar de șampanie cu toți fanii mei care vor fi prezenți la Revelion. Madrid, neapărat trebuie Madrid, să vă adunați. Da, da. Madrid românesc, ca să zic așa, trebuie să fiți cu Carmen Șerban. Ce eu nu, piesă? Eu nu beau de fel, nu beau alcool, dar o să ciocnesc un pahar cu șampanie. O șampanie pentru copii, pentru Carmen Șerban, că ea nu bea. Da, restul... și în gură că mi-a, tot așa am zis într-o emisiune și nu știu, cred că parcă tot la tine și la Bordeaux, în Franța, acu, în august, a venit cineva și mi-a adus șampania de copii. M-am bucurat că eu am băut-o. Da, doamnelor și domnilor...